Suntem împreună și astăzi, duminică, întotdeauna discutăm tot felul de subiecte foarte, foarte interesante. Când vorbim despre estetică, ne gândim doar la doamne, dar de cele mai multe ori putem să aducem în discuție și bărbații, pentru că dacă vorbim despre un păr frumos, bogat, sănătos, putem să vorbim treaba asta cu un medic estetician, dar putem să includem în categorie și bărbații întotdeauna. Că e vorba despre genetică, despre alimentație, că e vorba despre poluare sau stres. Sunt foarte mulți factori care pot conduce la căderea părului, dar avem remedii, avem și tratamente. Există tot felul de soluții despre care vorbim în această dimineață cu Nico Ferrariu. Neața, bine ați venit! Neața, bine te-am găsit! Spuneam că e o chestie ce se întâmplă frecvent. Spuneam pe pauză că e normal să ne cadă părul undeva până la 100 de fire pe zi, nu? Este și absolut normal. Nu trebuie să ne speri o căderea părului. Asta. Nu, absolut deloc. Până între 50 și 100 de fire de păr cad în fiecare zi. Primăvara mai mult? Toamna? Primăvara și toamna observăm, de fapt, această cădere mai mult, deoarece în perioada verii creșterea părului este mai accelerată. Nouă ne crește cel mai mult părul în timpul perioadei de vară. Serios, de ce asta oare? Probabil soarele? Din cauza faptului că avem o alimentație mai bogată în vitamine, mai bogată în fier, mai bogată în zinc, din cauza soarelui, bineînțeles. Vitamina D? Și din cauza vitaminei D. Și probabil și din cauza faptului că în timpul verii majoritatea oamenilor sunt un pic mai puțin stresați. Dacă ne gândim că își au un concediu și au o vacanță, copiii sunt în vacanță școlară, mamele nu mai stau de stresate și cu școala copiilor. Iată. Și dacă totuși ne confruntăm cu această cădere a părului și nu găsim, să zicem, niciodată cauza, nu știm că e de stres, că e de genetică. Genetic e de cele mai multe ori, nu? De cele mai multe ori, în special pacienții de sex masculin sunt afectați de căderea de păr dată de partea genetică, și, dar și femeile sunt afectate, mai ales după menopauză, de componenta genetică și de componenta hormonală. Deci se întâmplă întotdeauna, chiar și din pricina acestor variații, nu? Da. Bun, și ce facem? Mergem la un specialist, în primul rând, trebuie să vedem exact care e cauza, nu? Să tratăm cauza și nu efectul, pentru că putem îmbunătăți cu mici tratamente, dar cred că ar trebui să umblăm la cauză. Întotdeauna. Întotdeauna umblăm la cauză, dar există momente în viață, de exemplu după o afectare virală, după un stres major, atunci când deja devine un stres căderea părului și ne cade atât de mult păr, de exemplu cum este alopecia aerată, ne cade atât de mult păr încât ne stresăm și mai mult în fiecare zi când ne uităm în oglindă din cauza căderii părului. Ce înseamnă alopecia aerată? Iertați-mă. Înseamnă alopecie care apare în zone, în anumite zone. Și dacă suntem într-o situație în care știm că avem o alimentație care este bogată în zinc, care este bogată în vitamine și cumva avem grijă să avem și fier și avem grijă să nu avem, de exemplu, o anemie, pentru că de foarte multe ori pacienții cu anemie suferă de căderea părului. De ce? Pentru că și foliculul firului de păr trebuie vascularizat și trebuie hrănit. Și atunci dacă noi avem un sânge care nu este, în primul rând, nu-l hidratăm, da? Și nu-l hrănim cu ceea ce are nevoie. Nu-l hrănim cu ce are nevoie. Avem o pierdere de fier din organism. Lucrurile acestea trebuie să le avem adresate înainte să venim în cabinetul medicului de dermatologie. Deci de ne gândim acasă. Plastică. Domne, mănânc și eu ceva verde, nu știu, un brocoli, o varză, o salată, un spanac. Pentru fier, pătrunjel în salată, citrice pentru vitamina C. Dacă cumva facem aceste lucruri, de obicei se adresează medicului de familie și își caută alte condiții care pot duce la căderea părului și abia, cred că în ultimul moment, în ultimul timp, ajung și în cabinetul de chirurgie estetică sau în cabinetul de dermatologie, unde bineînțeles că există soluții. Există, nu? Există soluții pentru că tehnologia ne ajută și pentru că căderea părului este o problemă pe care poate să afecteze și savanți și cercetători și atunci ei sunt atenți să afle dacă putem găsi un remediu care să ne ajute. Înțeleg că este în dezvoltare și un vaccin în momentul de față. Un vaccin? Un vaccin. Așteptăm anticăderea părului? Da. Serios? Da. Deci se lucrează destul de intens în cercetare. Dar una dintre tehnologiile care mie îmi plac este tehnologia care presupune folosirea plasmei proprii. Noi ne putem folosi plasma din sângele venos pentru că conține un factor miraculos care este numit simplu factor de creștere
A, bun. Și oriunde ne adresăm și injectăm acest factor de creștere, plasma proprie, regenerează. Acolo regenerăm. Și avem soluția și pentru regenerarea pielii, dar și pentru regenerarea părului. Deci e cam același proces, nu? Până e la urmă. Un proces de regenerare. Așa cum umblăm la piele, trebuie să facem treaba asta. Accelerăm procesul de regenerare. Super! Deci să nu ne mai necăjim, cum zic eu, că mi-e tot felul de fire din astea noi aici, ci să mă bucur că regenerarea părului firele acelea înseamnă o bucurie, pentru normal. Că asta înseamnă că foliculul nostru funcționează. Doamne ajută! Mulțumim, doamna doctor, și vă mai așteptăm pe la mare noi drag. Și cu alte subiecte, cel puțin la fel de interesant.